frate meu, din ziua ta primește-n dar iubirea mea. Mă rog la cer în orice dimineață și-ți mulțumesc că mi-ai dat viață. Ochii tăi pentru mine au plâns, fericire astăzi ți-au adus, dar și ochii mei plâng pentru tine, că ești tată lângă mine. Să încercăm să alegem. Alegem pe vreunul să fie cu toții implicați în treaba asta? Corina. Corina. Avem aici o șampanie pentru dumneavoastră. Baloanele o să vă rog să le păstrați dumneavoastră. O să le aduc și la copii, dar o să se certe pe ele. Ia să vedem. Dico, te dic. Avem aici și un tortulet. Stai puțin. Ne dați un nume, vă hotărâți la un nume. Cu noi unul a vorbit, un singur copil. Așteptăm numele. Alegeți dumneavoastră unul, la care vă fuge gândul. Cine este Conchirdaci? Primul mesaj. La mulți ani, tată. Îți mulțumesc pentru lucrurile ce mi-ai învățat în viață. M-ai ajutat să trec peste orice necaz. Să știi că tu ai rămas tatăl meu și te iubesc necondiționat. Mulțumesc că mi-ai fost mereu alături. Cu mult drag, Sony. Și mai avem un mesaj. Tăticul meu, scump și drag, te iubesc din toată inima mea și îți doresc multă sănătate, fericire și fericire alături de noi toți. Cu mult drag, Corina. Într-adevăr și Corina se află printre cei care s-au gândit la dumneavoastră. Corina, fata. Sony? Nora. Am înțeles. Să știți că pentru noi a fost așa o surpriză pregătită pe repede înainte. De aici și ora târzie. Și ora târzie la care am ajuns. Ne cerem mii de scuze, dar a fost cineva care nu a vrut să lase, exact, să lase să treacă o zi atât de importantă neobservată. Vă mulțumesc în toată lumea. Eu la mulți ani, ce să-i zic altceva? Și cuvintele magice. Bun, haideți, doamnă. Îl iubesc și așa, îl iubesc că este lângă mine în fiecare zi. Ce să zic altceva? Bun, o îmbrățișare și un pupic de la mulți ani. Haideți. Perfect. Și dacă soarta vrea,
Să fiți sănătoși și voi și copiii voștri și familiile voastre și vă doresc multă sănătate, fericire și mulți ani fericiți. Doamne ajută! Să știi că tu m-ai învățat multe lucruri în viață, mai nu se aude așa. Să știi că tu ai rămas tatăl meu și te iubesc. Îți mulțumesc că mi-ai fost alături mereu. Să fii sănătoasă și copiii tăi. Și soțul tău. Eu, tată, ești prima mea și îți doresc multă sănătate. Bun, dar n-auzirăm la mulți ani. Nu prea se aude, nu e internetul bun aici în spate. Da, s-a unde întrerupt. La mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, mulți ani trăiască. Haideți, tare! Tataie să trăiască, tataie să trăiască, la mulți ani. Și mamaie? Și familia întreagă să-l iubească, în special mamaie. Hai să ții Domnul cu dorința în plâng și suplascare în lumânări. Bravo, aplauză! Domnul, și cum vă simțiți la 41 împliniți a doua oară? Foarte bun. Bun. Păi și cum să face? Ca la 41, ca la 41, dar surpriza de la copii și dorința legată de doamna când la arăți în lumânări. Păi e corect, domnul? Exact ca la 41, așa? Și normal. Bun, deci e corect sau nu e? Este. Nu prea e, dar e bine că s-a nimerit și așa, nu? Acum? Bun. 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 Perfect. Dumnezeu multă sănătate, fericire și mult noroc în viață.
bucurie să aibă. Bucurie să aibă la familie lor, la copii, la soți, la gineri, la nepoți, la să-l dă Dumnezeu multă sănătate și fericire. La mulți ani, tataie! Vă mulțumesc, vă iubesc pe toți. Perfect! 2, 1 și... La mulți ani! Tată meu, de ziua ta, primește-n dar iubirea mea. Mă rog la cer în orice dimineață și-ți mulțumesc că mi-ai dat viață. Ochii tăi pentru mine au plâns, fericire astăzi ți-au adus. Dar și ochii mei plâng pentru tine, că ești tată lângă mine. Și dacă soarta ar vrea să vă locuia și cu destinul meu, că ești tată lângă mine. Voi lupta cu tot ce-mi stă în cale și nu voi ieși din vorbele tale. Și din vorbele tale.